Salutare tuturor! Salut! Încă un antrenament cu un exercițiu preferat al lui Răzvan. Vorbim despre îndreptări astăzi și mai mult de atât chiar despre îndreptările în stil sumo, adică preferatele lui. Eu abia m-am convertit la sumo de curând, după ceva timp în care executam strict doar convențional. Am realizat și eu că varianta asta este mai bună dacă te gândești la, și la ridicat greutate mai mare și mai ales la, la viitor, adică e mult mai safe pentru, mai sigur pentru organismul nostru ridicând în poziția asta, mai ales dacă faci corectă, decât dacă ridici strict doar convențional și toată tensiunea este doar pe, pe spate și mai ales pe, pe lower back, mai ales pe zona lombară. Am executat astăzi îndreptări sumo în prima fază cu benzi de rezistență, cu benzi elastice, după care un exercițiu pe care noi doi le recomandăm tuturor, îndreptările cu pauză. Haideți să ne apucăm de, de antrenament. Răzvan, te las pe tine să vorbești primul, că ești Că sunt primul care, care începe încălzirea. Pentru acest prim exercițiu am optat de data asta la una dintre barele pe care le avem. Este o bară care are undeva la 22-23 de kilograme. Este mult mai lungă și este foarte groasă. Se va vedea acum din cadrul acesta din față pe care, pe care îl vedeți. Practic, pe lângă benzile elastice de rezistență pe care le-am pus, alt impediment a fost cel al gripului pe care, pe care l-am pus, mai ales că bara asta este foarte groasă, după cum vedeți nu se poate cuprinde toată din pumn. Iar chestia asta automat ne ajută foarte mult și la, și la priză, mai ales dacă sunt unii dintre voi care au problema asta, pentru că sunt destul de mulți oameni care fac îndreptări și, și au problema gripului, mai ales până se obișnuiesc și cu rănile pe care o bară poate să le provoace. Noi putem să confirmăm cam ce înseamnă niște bătături sau mai rău să-ți curgă sânge din cauza îndreptărilor. Ori în timp chestia asta creează foarte multă rezistență, ca să zic așa, pentru că la un moment dat, după ce pierzi câteva straturi de filă, să fii obișnuit și cu, cu chestia asta, să nu mai palmele neapărat ca idee, dacă vă antrenați cu genul acesta de bară sau dacă nu aveți bară acesta, puteți să achiziționați pur și simplu un fat grip. Sunt niște elemente care se pot achiziționa și se atașează pe, pe bara olimpică. În momentul în care folosiți genul acesta de, de, de grip, de, de bară mai groasă, odată ce te întorci la bara olimpică cu dimensiunea ei normală, vei vedea că vei avea, cum zic eu, un grip mult mai puternic. Clar mai puternic decât ceea ce ai avut până atunci. Da, acum, de obicei, chestia asta se poate antrena și prin alte, prin alte metode. În primul rând, cel puțin pentru antrenament, de exemplu, hingile ne pot ajuta în foarte multe cazuri, dar de exemplu dacă urmăm un program de antrenament care presupune mai, mai puține repetări, să zic, nu volum cum facem noi în ultima perioadă, atunci categoric mi-aș recomanda să, să folosim exclusiv sau excesiv hingile, pentru că vom pierde din, din grip. O variantă ar fi și folosirea magneziului, fie că e vorba de magneziul lichid sau de cretă clasică, cum folosesc și altrofilii sau gimnastele. Sunt și anumite exerciții specifice, de la tracțiuni pe care le pot face, nu știu, cu 2-3 degete, până la acele flipuri de, de greutăți, am mai văzut că se mai fac. Sunt foarte multe metode. Ideea este că, așa cum am spus, pe lângă dificultatea pe care am dorit să o adăugăm exercițiului, eu deja am adăugat încă o pereche de, de benzi ca să fac și mai dificil. Chestia asta adăuga și mai multe dificultate, de fapt se va vedea la un moment dat. După calculele noastre, undeva în partea de sus a mișcării, în momentul ăsta Răzvan are undeva la 30 de kilograme date de corzile roșii și încă vreo 15, undeva între 45 și 55 de kilograme
adăugate peste ceea ce are pe bară doar prin prisma paților 5 pe care... Deci în partea de jos ai ceea ce scrie pe ecran și începând de la, nu știu, 10-15 de la jumătatea tibiei, se adaugă până la vreo 50-60 de kilograme, probabil în partea de sus la lockout. Da, și asta este și ideea, exercițiul este exclusiv pentru partea de lockout, pentru că este partea cea mai importantă a mișcării, de fapt, dacă să ne gândim. Lockout-ul în sine nu înseamnă doar ridicarea greutății și ținerea într-o anumită poziție, după cum veți vedea, trebuie să demonstrezi unui potențial juriu de arbitri că stabilizezi greutatea ținând-o în mână mai mult timp decât este, să zic așa, necesar, și pe lângă aceasta să și poziționezi corpul într-o poziție în care să demonstrezi că deții greutatea și controlul asupra ei în toate punctele, adică de la început până la final. De asta vedea că ne lăsăm un pic pe spate sau nivelul umerilor. La exercițiul acesta de sumo, dintre noi doi, dintre mine și Răzvan, trecând peste faptul că el la îndreptări în general are, nu știu, câteva zeci de kilograme, 40-50 de kilograme peste ceea ce pot să fac eu, trecând peste acest aspect, deci am observat, eu noi suntem diferiți, pentru că eu am probleme cu partea de jos a mișcării, unde mi este foarte greu să o ridic, să încep. Și la mine e fix, și mie mi este destul de ușor să fac lockout-ul, adică dacă e să ratez o încercare, eu pur și simplu mă mișc de jos, sau o ridic un centimetru, doi, o mișc și după aia nu pot să stare să o duc până deasupra genunchiului. La Răzvan este cam exact invers, deci am observat eu. Și anume, el pleacă cu greutatea, o duce până la nivelul genunchiului și dacă e să nu finalizeze mișcarea, nu finalizează la ultima parte a lockout-ului. Ceea ce exact, pentru el exercițiul ăsta e perfect, pentru că exact acolo îl va întări. Exact acolo îi va... De altfel, ultimele serii au fost foarte dificile pentru mine și se va vedea și pe filmare că mi-a fost foarte greu să blochez unele din repetări, să le blochez așa cum trebuie. Paradoxal, am pierdut un pic și din cauza gripului, dar a plecat undeva din zona genunchiului, n-am mai avut o stabilitate în zona genunchiului și de acolo mi-a fost foarte greu să stabilizez, nu din abdomen sau din... Am văzut acum ce am făcut și mi-am adus aminte, antrenamentul ăsta are de pare ceva vechime, nu chiar de acum, are, ne apropiem aproape de vreo, nu știu, 20 de zile de când e, deci mai un pic se face o lună de când e antrenamentul ăsta. Ce vreau să zic apropo de el este că în timpul antrenamentului mi-am adus aminte o chestie pe care tot văzusem și eu la rândul meu în alte tutoriale, și anume că e bine din când în când, când mai des posibil dacă puteți, să schimbați mâinile atunci când faceți mix grip. Evident că veți fi mai confortabil să faceți mix grip cu mâna stângă coronată și mâna cealaltă spinată sau viceversa, nu contează care e varianta voastră, dar va fi mai ușor să faceți cu una din mâini să țineți deschis, cu una din mâini să țineți închis. Indiferent că ai poziția pentru greutatea maximală sau pentru ultimele, pentru încercările de concurs, faceți în așa fel încât la antrenamente, mai ales la greutățile mici, să faceți și invers. Deci nu e bine să te obișnuiești corpul doar în poziția aia forever and ever. Una, că se pot, cum să zic, întâmpla diferite, cum să zic, dezvoltări, să zic așa, neproporționale ale corpului sau anumitor mușchi. Plus de asta, dacă, Doamne ferește, ai vreo accidentare la bicepsul respectiv, s-a terminat și, bineînțeles, ai făcut 10 ani de zile așa, după aia când încerci să schimbi, o să te simți tare ciudat. Deci eu, în ziua aia, cu până de primele dăți, am schimbat gripul. Mi s-a părut extrem, extrem de ciudat, deci nu eram deloc la locul meu. Mi-am dat seama că trebuie să fac mai des chestia asta. Da, până la urmă, cred că e și o chestie de preferință. Că vorbeai despre posibilele accidentări, într-adevăr, sunt motive, cazuri în care oamenii care fac această criză inversă, au accidentări la mâna cu care țin spre exterior, fie că e stânga sau dreapta, de cele mai multe ori evident este mâna stângă cea care stă expusă.
Dar asta vine de fapt dintr-o greșeală de execuție care nu are practic legătură cu priza în sine. Are legătură cu faptul că oamenii în momentul în care folosesc greutăți foarte mari și ajung în, să zic așa, într-o situație în care trebuie să-și folosească mai mult din părțile corpului, au tendința să tragă de mâna respectivă, adică să flexeze. Ori vă dați seama, tensiunea aceea este imensă și nu este neapărat nevoie de o greutate foarte mare ca să te poți accidenta. Iar poziția mâinii respective tocmai asta și încurajează în cazul în care ai genul acesta de mișcare din corp. Se întâmplă mai ales la strongman, de fapt, chestia asta, pentru că acolo este și permis acel hinge, balansul acela, ca să poți să stabilizezi greutatea. Da, îți permite să faci aici, încât îți permite să pui greutatea pe coapse, să o ții răsunte pe spate, să mai încerci un pic, să o mai duci un pic, să o mai duci un pic și până la urmă să o duci, să faci îndreptarea completă. Deci nu trebuie să o faci ca la powerlifting într-o mișcare continuă de sus până jos, fără să o oprești pe coapse. Da, aici pe lângă asta, pe lângă asta, la fel de bine se poate întâmpla ca ziua respectivă, nu știu, să ai o zi în care nu te-ai odihnit cum trebuie, nu te-ai antrenat, sau mă rog, te-ai antrenat greu în ultimele perioade, nu te-ai recuperat, nu ai, te-ai hidratat respectiv și accidentările apar și din cauza de genul acesta. Nu o să mai vorbim și de situațiile în care, să zic așa, oamenii folosesc diverse substanțe care iarăși pot duce și la accidentări grave, pentru că și corpul crește oarecum foarte mult pentru o perioadă rapidă de timp, dar mă rog, asta e discuție pe care o să o facem altă dată, pentru că pornim de la ideea de accidentare. Aici trebuie să le explici oamenilor ceea ce faci în momentul de față, să le explici oamenilor ce simțeai și cum simțeai, ca să nu consideri că așa o faci, cum să zic eu, unele dintre ele nu sunt complet îndreptate. Da, nu, a fost foarte greu să fac lockout-ul, tocmai pentru că mi-am adăugat foarte multă rezistență și efectiv am avut dificultăți foarte mari, pentru că nu puteam nici să țin bara, pentru că era și foarte groasă și deja la un moment dat mi-am pierdut o parte din priză. Era efectiv tensiunea foarte mare, probabil că ar fi trebuit de fapt să folosesc eventual greutăți mult mai mici, să mă concentrez pe partea asta de lockout, deși chiar dacă n-am făcut lockout, oricum efortul a fost imens pentru mine, adică nu a contat. Da, adică scopul pe partea de antrenament greu de deadlift a fost categoric. Da, doar că nu am atins neapărat pragul acela legat de lockout, pentru care a fost de fapt finalitatea perfectă a exercițiului. Am, să zic așa, am ajuns undeva la 90% cu ceea ce aveam de făcut, dar oricum este suficient, pentru că o să încercăm eventual varianta asta și cu o bară normală de concurs, eventual cu tensiune mai mică, și atunci voi vedea. Cred că o fie doar să facem o bară mai mică și atunci o să ne fie mult mai ușor. Apropo de asta, eu această bară inițial am gândit-o pentru exercițiul de strongman, pentru exercițiul în care trebuie să ridici bara pe lung. Da. Și în curând o voi transforma în acea bară, voi monta roți de mașină pe ea și o voi face special pentru presă militară și apolon și exerciții de strongman, deci nu neapărat pentru exerciții de bine, la fel de bine o vei putea folosi în continuare și pentru... O voi putea folosi în continuare și pentru ceea ce ne trebuie aici, dar nu, am zis care este scopul ei final. Și așa, apropo... planul meu după o anumită perioadă de powerlifting va fi să fac și exerciții de strongman, pentru că îmi plac foarte mult și oricum de anul ăsta am luat decizia să măresc greutatea corporală, adică aici în perioada asta unde am făcut clip aici eram în o perioadă de bulking agresiv, practic am mâncat orice. Bulking compulsiv, cred că ai văzut să zici. Bulking compulsiv, agresiv, practic nu e neapărat un bulking pe care l-aș recomanda cuiva, pentru că nu e un bulking sănătos, adică în momentul ăsta după 20 de zile sunt mai în ghilimele desunflat decât aici cu vreo, nu știu, câteva kilograme. Pur și simplu că am mâncat în continuare foarte mult, dar n-am mai mâncat, cum să zic eu, practic multe tâmpenii. Că acolo era problema mai mult de dulciuri și de care da, alea. Simt,
Din păcate, este o perioadă în care suntem predispuși la chestia asta, pentru că lipsa de ocupație a timpului, în special seara, când ne retragem, să zic așa, când ne uităm la filme, citim sau la televizor, pur și simplu, e foarte la îndemână să mănânci chestii speciale, evident, chestii care nu sunt neapărat cele mai benefice. Dacă stai să te gândești, aveai undeva la 150 kg pe bară plus încă... Deci, noi suntem undeva la partea de sus la 200-200 ceva de kilograme. Da, mă rog, în mod normal, dacă erau 220 de kilograme normale, ar fi fost foarte ușor de ridicat, dar acum a fost mult mai foarte dificil locul. Din cauza barei care e mult mai groasă și nu pe te lasă să stai o priză. În schimb, ca și la alte exerciții care presupun ori tensiune, ori punerea corpului într-o anumită postură, ca să zic așa, așa cum va fi în continuare și la post de drept, observ că forma a rămas constantă de fiecare dată, adică nici nu ne-am pierdut forma, am avut formă foarte bună pe tot parcursul exercițiilor, indiferent de greutățile pe care le-am ridicat. Apropo de discuția pe care a început totul în descrierea videoului, vorbeai despre, mă rog, ai ales motivul pentru care ai ales să faci acum sumo versus convențional. Nu cred că e neapărat o chestie mai safe să faci sumo, cred că până la urmă se rezumă de capabilitatea și de ce poate fiecare, pentru că sunt oameni care într-adevăr nu pot face îndreptări convenționale foarte corect, așa cum sunt oameni care nu pot face sumo, deși da, teoretic... Ține de organismul fiecare... Deși este o alternativă bună la îndreptări, pentru că este permisă în competițiile de powerlifting, de exemplu în strongman nu sunt permise exercițiile de tip sumo, este execută la fel de grea și mult mai tehnică decât cea convențională. Eu consider că tehnic sunt amândouă exact la fel de grele. Da, mă rog, mai grea sau mai ușoară depinde doar de cum ai tu corpul, ce ai mai lung, dacă discuția ai mai lung picioare, dacă ai mai lung mâinile. Discuția principală a fost întotdeauna legată de cursă, care este evident mai scurtă față de îndreptările convenționale, însă vei remarca, dacă vei cronometra odată o îndreptare convențională pe care o faci cu greutate și îndreptarea sumo pe care o faci cu aceeași greutate, vei remarca timpul de execuție este același, deși faci o cursă mai scurtă. Doar că fiind alți mușchi implicați în mișcări, adică sunt aceiași mușchi, de fapt, doar că au o ordine diferită, atunci, în cazul sumo, desprinderea este mult mai... Cred că putem fi amândoi de acord și poate și cei care ne ascultă pot fi de acord cu ceea ce spun acum, și anume că la sumo ai un procent un pic mai mare de mușchi ai picioarelor implicați în execuție, iar la convențional ai un procent un pic mai mare mușchi ai spatelui implicați în execuție. Deci dacă forța ta este predominantă pe spate, vei fi mai, teoretic mai ușor, mă va veni mai ușor să faci convențional. Dacă ești predominant, ai forță predominantă pe picioare, pe coapse, pe hamstring, și bineînțeles ai și flexibilitatea să te poți așeza în poziția de sumo, vei ridica greutăți mai mari, pentru că cei care fac genoflexiuni cu greutăți mari, automat vor putea face și îndreptări cu greutăți mari, pentru că vor împinge cu o mare proporție în aceeași mușchi și la exercițiu de sumo deadlift. Da, repet, de fapt despre asta e vorba, le facem cum ne simțim mai confortabil și cât mai corect posibil, că de fapt despre asta este vorba, să facem o chestie și cu plăcere, dar să nu ne accidentăm, pentru că asta e cel mai important din toate. Până la urmă, este bine să faci ambele variații, pentru că felul acesta îți poți da seama la care ești mai bun. Plus de asta se ajută reciproc una pe cealaltă, cum ai spus și tu, faptul că sumo nu este atât de implicat lombarul, asta nu înseamnă că nu avem nevoie de un lombar puternic, sau faptul că dacă, de exemplu, folosim ca și lift principal convențional, nu vom putea face sumo, care ne va ajuta, de exemplu, pentru partea de genuflexiuni, cum ai spus și tu, pentru că implică mult mai mult
pe faza de plecare picioarele. Apropo de asta, deși noi ne-am propus să facem, să zic așa, să transformăm bine, el deja l-a transformat, eu îmi doresc să fac chestia asta, să transform liftul meu principal în sumo. Mă rog, cum facem aproape la fel de des și convenționalul, deci îl facem... Da, am avut recent, într-adevăr, un antrenament de convențional care nu mai făcusem, greutăți foarte mari convențional de foarte multă vreme, nici am mai făcut convențional, dar nu greutăți foarte mari și a fost surprinzător să văd cum a mers, culmea și cu o formă la fel de surprinzătoare, nu neapărat cea mai bună, evident, întotdeauna este mult de bunătățit, dar a mers foarte bine antrenamentul ăla pentru amândoi. Va urma să-l postăm în curând. Unul dintre exercițiile noastre preferate, acesta cu pauză, este tocmai pentru că ne ajută foarte mult să ne corectăm forma. Veți observa că niciodată niciunul dintre noi nu oprește bara în același loc. Eu personal fiecare repetare am făcut-o plecând de la primul moment fix deasupra gleznei, apoi un pic mai sus și cel de-al treilea stop a fost înainte de genunchi. În felul acesta creăm diverse tipuri de efort, care oricum sunt la fel de dificile, este foarte costisitor pentru organism să stai cu bara în poziția aceasta de pauză, indiferent de greutate și indiferent de locul în care o faci, pentru că inevitabil îți vei pune corpul în această situație în care trebuie să stea foarte încordat și foarte drept și tocmai din cauza aceasta personal cred că este cel mai bun exercițiu de corectare a formei, indiferent că vorbim despre convențional sau că vorbim despre sumo, este exact același efort și la fel de dificil pentru fiecare mișcare. Ne învață să respirăm foarte, foarte mult și foarte bine, totodată abdomenul este foarte, foarte acționat în această mișcare, mai ales dacă alegi să faci și pauze mai lungi. O să încercăm și chestia asta, să facem pauze de 3, 4, 5 secunde ca să într-adevăr să vedem ce înseamnă să simți un efort de genul acesta. La un moment dat o să ajungem să folosim și chinci pentru că devine foarte greu să mai poți ține priza atât de stabilă, mai ales după ce veneam și după un exercițiu foarte solicitant de dinainte. Însă, overall, a mers la fel de bine și acest exercițiu. Apropo de ce ai spus tu acum, cum să zic eu, chiar sunt de acord cu folosirea chingilor, atâta timp cât nu devine o obișnuință și atâta timp cât nu faci fiecare antrenament cu chingi. Deci atâta timp cât nu faci fiecare antrenament cu chingi sau o altă greșeală pe care o fac mulți, după o anumită greutate în sus folosesc doar chingi, practic asta nu e o variantă bună. Dacă poți să faci o competiții și să... Nu, ideal este să le alternezi, dar cel mai bine ar fi să le folosim în antrenamentele în care avem foarte multe repetări de făcut. Adică odată la ceva timp, dacă vrei să-ți scutești efortul pe antebraț și să maximizezi tot efortul pe partea de spate și picioare, îți pui chingile, nu te mai stresezi de partea de grip și... Da, te concentrezi pe mișcare. Te concentrezi pe mișcare și pe ceilalți mușchi. Dar dacă ai face chestia asta, repet, la fiecare antrenament, cum ai trecut de, nu știu, o greutate X, te-ai pus chingile și așa se desfășoară fiecare antrenament, asta clar e un lucru bun, pentru că în momentul în care vei încerca fără grip, te vei duce în jos o greutate enormă, pentru că pur și simplu mâine, dar nu o fungi atât obișnuite să țină așa ceva. Deci... Da. E o chestie pe care eu am făcut-o la un moment dat, lucram foarte des cu chingi și m-am temut că o să am această, să zic, slăbiciune în timp. În momentul în care am început să mă antrenez exclusiv pentru prima competiție de powerlifting, am renunțat complet la chingi, deci nu le-am mai folosit absolut deloc și adaptarea a fost foarte ușoară, paradoxal nici nu am simțit faptul că dintr-un om care folosea chingi la toate antrenamentele, indiferent de greutăți sau... Am ajuns, de exemplu, să nu mai pot să folosesc chingi aproape deloc decât pe cele în opt le folosesc. Veți vedea, la un moment dat sunt niște
5 care imită forma cifrei 8 sau infinit, în cazul în care întoarce univers. Și mi-am dat seama că alea sunt singurele pe care le pot tolera, pentru că sunt singurele care îmi permit să am contact cu bara, să simt bara. De exemplu, dacă voi folosi niște chinci clasice, indiferent cât de subțiri sunt, am unele care sunt foarte subțiri, sunt din material care practic nici nu poate fi simțit decât de subțire este și este în același timp foarte dur, tot nu mai pot să le fac la fel. Le folosesc eventual când fac anumite exerciții de asistență, nu știu, la ramat, la scripeți, în cazul în care vreau să fac mai multe repetări și folosesc cu greutate mai mare, dar pentru bară, dacă este să folosesc chingi, voi folosi doar chingile, nu, indiferent de, iată că le-am, acum se văd. Mi se pare, cum am spus, că simt mult mai bine bara, parcă ai mai mult control asupra ei. Cu mențiunea însă că dacă le veți folosi, nu aveți cum să dați drumul barei în momentul în care, să zic, vreți să o scăpați sau poate nu mai puteți să țineți în mână, sau dezavantajul că pleacă odată cu mâinile în momentul în care dai drumul barei, deci practic dacă ridici o greutate și nu poți să o ții sau, mă rog, oricare dintre aceste variante, e bine să controlăm plecarea fatinează. Da, nu ai cum să dai. Va pleca cu încheieturile și pe lângă faptul că te poți accidenta fie că pici, fie că te lovești la încheieturi, e mai bine să fii atent la ele. Îți asigură într-adevăr un overload foarte mare acest 5, pentru că te ajută și să ții foarte bine mâinile pe bară, dar preiau și ele o parte din ridicare, pentru că sunt astfel construite să te ajute mult mai mult în ridicare decât chingile clasice. Dar vezi, cu genul acesta de chingi s-au făcut cele două ecoduri. Asta urma să zic eu. Acum cu genul acesta de chingi sau de fapt recordul lui Eddie Hall a fost făcut cu acest model de chingi. Dacă te vei uita, vei vedea că sunt astea. Și de practic la și acum câteva zile s-a depășit da. Ecodius, s-au făcut 501, a făcut Thor, Bjornsson a reușit să depășească recordul de 500 de kilograme cu 1 kilogram. Apropo și de chestia asta, amândoi suntem cam de aceeași părere, că în mod de față probabil mai mult de câteva kilograme în plus nu părea probabil. Poate. Probabil 505, probabil... sau posibil, dar foarte greu, 510, dar acel 520 sau 530 pe care l-a anunțat se... Nu, probabil că ar fi urcat până în 510, dar cu extrem de mult hinge, cu extrem de multe efort și hinge, pentru că și repetarea pe care a făcut-o a avut un mic dar hinge. Având în vedere cum a arătat această, cum să zic eu, cum a arătat această execuție, eu categoric îl văd... Dacă e posibil pentru că sunt foarte sigur că nu a fost un vârf de formă asta, adică cred că asta, această ridicare de peste 501 kg era clar programată pentru o competiție care din păcate s-a nu luat datorită situației în care ne-a plăcut. Ideea este pe următor, el la această, cum zic eu, el la această depășire a recordului n-a fost, să zic așa, stimulată decât de banii promiși de sponsor pentru a ridica 501 kg. Dar nu se compară cu ce ar fi exact, cu ce ar fi câștigat în cadrul unei competiții. Dacă ar fi fost într-o competiție și mai avea un concurent care ridica și el 501 kg, l-ar fi obligat automat să facă 510, 505, 515 etc. Și dacă ar fi ridicat sau nu, asta rămâne de văzut în funcție de ziua respectivă. Dar acum practic el și-a atins doar scopul pe care îl avea. Oricum, e clar că e loc de mai mult, adică deja intrăm în era în care următorul pas va fi 550, vor fi și vremurile cu 600 și tot așa, adică e clar corpul uman va duce aceste încercări pe niște căi mai nebănuite și e clar că cel puțin tot poate mult mai mult de atât. Culmea este că chiar astăzi vorbeam, imediat după ce a apărut acel video, pe online a apărut și un videoclip cu el acum 10 ani, când de-abia începuse powerlifting-ul, el fiind înainte jucător de basket, ca și tine, Vali, vezi ce
transcendentă a făcut și el. Și a apărut un videoclip cu el de acum 10 ani, cum spuneam, când a ridicat 300 de kilograme cu o formă pe care nu o vezi nici măcar la oamenii care sunt de adept începători în ale sălii sau în ale sportului. A fost o formă oribilă, execrabilă. A ridicat-o doar din spate. A ridicat-o, evident, până la urmă forța brută nu se discută, dar iată că 10 ani mai târziu, după, evident, multe schimbări pe care le-a operat, începând de la antrenori, formă și alte lucruri, a ajuns să ridice 51 kg cu formă impecabilă, pentru că atât el cât și Ericol au forme impecabile de... Mama, acum uitându-mă la ce am făcut atunci, mi-aduc aminte că am făcut multe repetări la ultimele serii și au fost dezastroase, deși greutatea a fost mică. Paul, mi-am adus aminte, acum am făcut câte 10, mi se pare, repetări și au fost dezastru, deci 10 repetări cu pauză m-au nenorocit. Da, e un foarte bun cardio în acest... Da, am făcut cardio, dacă alergam un pic sau fui dat în continuare înainte cu greutăți mari. Da, am mers pe 5 repetări, dacă mi-aduc bine aminte, tocmai pentru că mi-am dat seama că prefer acest gen de antrenament, pentru că combină foarte bine intensitatea cu volumul. La un moment dat aveam tendința să cred că cel puțin prima parte a unui program de antrenament este foarte bine să faci antrenamente de volum cu, nu știu, peste 80 repetări, dar mi-am dat seama că, pe lângă faptul că sunt foarte obositoare, nu merită să faci chestia asta, pentru că te poate opri din a atinge într-adevăr greutățile pe care le urmărești. Că, până la urmă, chiar dacă teoria spune niște lucruri, până la urmă practica desfințează ceea ce, nu știu, funcționează la alți oameni, pentru că fiecare dintre noi avem tipare diferite, așa că, de exemplu, dacă eu făceam antrenamente în care aveam foarte, foarte, foarte mult volum, multe repetări, cu toate astea nu ajungeam neapărat să ating greutățile mari pe care doream să le depășesc, ci pur și simplu aveam mai multă toleranță la genul ăsta de antrenament cu foarte multe repetări. În schimb, în momentul în care am început să mai scad și să eventual să mergi spre single-uri, spre heavy singles, lucrurile s-au schimbat și s-a simțit chestia asta și în modul în care resimte corpul greutatea. Până la urmă, e greu să găsești un echilibru din acesta în care să fii și confortabil cu volumul, dar să îți ții și într-o permanentă stare de contact corpul cu greutăți foarte mari. Unii vor spune că nu este foarte bine să lucrezi mereu cu greutăți foarte mari, însă noi am cam făcut chestia asta, adică cam la fiecare antrenament cam... Da, bine, atenție, nu am lucrat cu greutăți mari însemnând la fiecare antrenament greutate maximală, deci nu ori repetare. Nu, dar greutăți mari, dar între 3, 4, 5 repetări. Da, dar ceea ce vreau să zic este că majoritatea antrenamentelor pe care noi le-am avut, indiferent de ce am antrenat, am ajuns să trecem de 75% din one rep maximul nostru, fie că a fost vorba de 3 repetări, de o repetare, de 5 repetări. Cam în toate am ajuns în faza în care să trecem de 75-80% chiar în unele cazuri, ceea ce este destul de greu de dus într-o perioadă, să zic așa, normală pentru mine, care ar presupune să mă duc la serviciu, să mă trezesc de dimineață și apoi să mă și antrenez. Avantajul zilelor ăstora este că eu personal m-am odihnit foarte mult, foarte bine, mi-am schimbat destul de mult stilul de viață și 10 ore de somn se simt foarte bine, adică ajung mult mai ușor să mă antrenez, mi-e mult mai ușor să mă recuperez. Paradoxal, o parte bună din chestia asta are și compulsiv eating-ul pe care l-am, pentru că evident mănânc foarte mult seara înainte de culcare, nu am probleme cu chestia asta, adică nu am probleme cu odihnă din cauza somnului, din cauza mâncării la ore târzii, și chestia asta mă alimentează, mă încarcă foarte mult pentru a doua zi, adică foarte multe din resursele pe care le am în timpul meu antrenament, mai ales dacă fac în jurul orei prânzului, sunt de la chestiile pe care le-am mâncat cu seara înainte. Pe lângă asta,
Este foarte, foarte important că, deși, cum ziceam mai devreme, teoria spune că nu ai neapărat progres prin atingerea greutăților maximale de fiecare dată, cred că totuși adevărul ar fi undeva mai pe la mijloc, să zic așa, și anume că trebuie să testăm chestiile care într-adevăr ne sunt bune și la care reacționează corpul nostru. Din ca sfat pentru cei care se uită, în afară de, aș spune, să nu faceți maximală gen la fiecare antrenament, în rest, dacă mergeți de la 2, 3, 4 repetări în sus, puteți să faceți absolut unul după altul, pentru că doar corpul vostru o să vă dicteze și o să vă spună când trebuie să luați un pic mai multă pauză. Yeah. Pentru că efectiv o să simțiți. Dacă în schimb faci antrenament maximal la fiecare antrenament, este posibil ca corpul să-ți pună un pic prea târziu ceva de genul, te-ai accidentat. Pentru că... Da, dar la fel de bine, în unele cazuri pe care noi le și cunoaștem de altfel, există oameni care se descurcă foarte bine cu genul ăsta de antrenament, cu una, două repetări maximale sau greutăți peste 92-93% și pentru, probabil că ajutați de vârstă, de Eu am făcut chestia asta o perioadă, acum bani buni, am făcut chestia asta la piept, la orice antrenament mă duceam la piept, mă duceam până la maxim cât puteam să fac. Deci fiecare antrenament puneam pe bară cât puteam. Și culmea e că am observat după o perioadă de timp că eu cam stagnasem la aceeași maximală. Efectiv, la aceeași maximală, acolo rămăsesem, deci nu prea mai creșteam. De când am început să adopt sisteme de antrenament în care să fac foarte mult volum, dar cu, atenție, cu repetări relativ puține, da? Deci 3 repetări, 4 repetări, 5 repetări, nu vorbesc de 10-12 repetări ca în bodybuilding, progresul, apropo de greutăți ridicate, a fost mult mai evident. Deci mult mai evident, sau mări numerele mult mai repede. Deci asta vă recomand și vouă, celor care vă uitați. E și normal să se întâmple așa, pentru că probabil corpul, tocmai zis tu, ajunsese într-o stare în care se obișnuise cu genul acela de antrenamente și atunci a răspuns pozitiv la un nou stimul de antrenament, așa cum ar fi răspuns la fel de pozitiv la orice alt gen de antrenament pe care l-ai fi făcut. Este o chestie cumva normală. Tocmai de asta, la fel de bine și noi, după toată această perioadă, vom face niște schimbări, în sensul în care, evident, vom dori să vedem în ce stadiu ne aflăm. Ce ar mai fi de precizat, ca explicație un pic mai științifică, apropo de ce cred eu că nu făceam bine ce făceam atunci, ar fi următorul aspect. Mușchii se adaptează destul de repede. Deci, practic, dacă le dai astăzi o greutate, mâine o greutate, păi mâine o greutate, la un moment dat mușchii s-au adaptat pe greutatea respectivă și au nevoie de greutate mai mare ca să fie stimulați. Sau alte antrenament, altă variație, orice altceva. În schimb, în momentul în care faci greutate maximală, tu nu folosești doar musculatura pentru a ridica acea greutate musculară, tu poate implica și sistemul nervos central. Iar el, din păcate, nu se reface atât de repede ca mușchii. Deci, practic, dacă tu te-ai folosit sistemul nervos central la o maximală, poți să obișnuiești cât vrei în următoare două zile, el nu și-a revenit. Și asta nu ține de mine, de el, de el, de altul, nu ține de un om și va reveni, altul nu. Deci chiar nu cred că există un om care să poată să facă o maximală adevărată. Deci, efectiv, cea mai mare greutate care poate să o ridice el într-o anumită zi și după două zile de dormit și de mâncat să aibă sistemul nervos central la 100% și să poată să facă din nou. Nu cred. Deci chiar, cum să zic eu, această parte a noastră nu își revine atât de repede și atunci e bine să o utilizezi un pic mai rar pe parcursul unui an și cât mai posibil, dacă ești concurent, să o folosești în competiții. Da, să-ți programezi antrenamentele în așa fel încât să atingi peaking-ul exact atunci când ai nevoie. Asta este clar. Că e cel mai sănătos să fie așa. Dar, până la urmă, asta nu înseamnă că nu încurajăm oamenii să încerce să facă și să testeze orice gen de abordare pe care au, evident, în limitele în care să fie foarte safe. Ce am zis eu acum ar putea să înțeleagă foarte bine chiar și mulți oameni care fac bodybuilding, la ce mă refer aici. Ei au un stil total diferit de a se șobosi corpul față de noi. Deci ei vor simți a doua zi după un antrenament greu, din acela dur, foarte, foarte greu,
voi simți foarte, foarte multă febă musculară, care după câteva zile, 2, 3, 4 zile, se va duce și voi putea face din nou fix același lucru sau chiar și un pic mai greu de atât. La noi, după un antrenament extrem de greu cu o maximală, nu vei simți nici pe jumătate atât de multă febă musculară pe cât ai simți-o ei, da? Pentru că tu n-ai avut acea pompare musculară pe care o au ei când fac acele serii lungi și, cum să zic eu, mulțim mușchi în tensiune foarte mult timp, dar noi ne simțim după un antrenament din acela cu o maximală de, cum zic eu, călcat de tren o zi sau două după, da, e absolut de urmat. Prețul e mult mai mare pentru că are impact mult mai brutal asupra vieții, pentru că un sistem nervos central neodihnit sau nerecuperat poate să ducă la insomnii, poate să ducă la, nu știu, irascibilitate, stres, în unele cazuri, și chestia asta eu am experimentat-o, la o stare de ușoară anxietate după antrenamente. Și tocmai de asta recuperarea este mult mai importantă, pentru că impactul asupra corpului este mult mai, mult mai greu, da, greu de dus. Dar este, asta este o chestie pe care o să mai dezbatem noi pe viitor, pentru că este foarte bine de știut și sunt mulți oameni care probabil, dacă nu știu aceste lucruri sau le stau pe pielea lor, acum vor vedea că sunt și alții care le-au constatat în egală. Oricum, practic, noi ceea ce încercăm să facem prin aceste antrenamente este să oferim corpului variații cât mai mari posibile. De aceea, cum să zic eu, încercăm să schimbăm antrenamentele, odată să fie ceva bazat pe sumo, odată să fie ceva bazat pe convențional. Acum de ceva timp avem și o bară hexagonală, pe care o introducem o dată la 2-3 antrenamente, o introducem și pe aia în calcule, și atunci practic corpul nostru nu prea poate să se obișnuiască cu o singură mișcare și să spună m-am obișnuit, gata, pe asta pot să fac, altceva nu prea. Pentru că îi dăm de fiecare dată la fiecare antrenament, îi dăm altceva și altceva și altceva și altceva, o îi dăm variațiuni pe aceeași mișcare, o îi dăm pur și simplu mișcare diferită. E vorba tot de îndreptare, dar cum am spus, avem atâtea variațiuni la această îndreptare încât ne forțăm corpul să facă progrese fie că vrea, da, fie că nu vrea. Dar va trebui să le facă, din păcate, pentru el și pentru și spre binele nostru. Da. Cam asta a fost antrenamentul nostru și pentru asta, da, de astăzi. Și, ca de obicei, orice întrebări sunt binevenite. Orice recomandări sunt la fel de binevenite. Vă așteptăm la antrenamentul următor. Da, numai bine. Seara bună, pa, băieți.